Bună ziua, dragi ascultători! Pe Aquarelle FM începe ora dezbaterilor electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019. Pentru a participa la dezbaterile de la această oră au fost invitați candidați electorali înscriși în circumscripția uninominală numărul 50, la vest de Republica Moldova, domnul Leonid Macari, candidat independent, de asemenea domnul Gheorghe Fordui, candidat al Partidului Național Liberal, dar și domnul Oleg Brega, candidat independent. Doar domnul Oleg Brega a venit și la moment se află studioul nostru. Bună ziua! Bună ziua! Așa, vă rugăm mai aproape de microfon, mersi. Da, deci reamintim că ceilalți concurenți electorali înscriși în circumscripția numărul 50 și invitați la această oră, care nu au răspuns scrisorii expediate de către noi anterior sau nu se vor prezenta la dezbateri din oarecare motive, nu vor putea recupera tipii de atenă oferiți conform legislației în vigoare. Vă aducem la cunoștință că conform declarației privind politica editorială a postului de radio Aquarelle FM, privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019, la dezbateri se interzice punerea în pericol a ordinii constituționale, al caracterului suveran al statului și integritatea teritorială, îndemnul la violență publică, atentarea la siguranța persoanei și a bunurilor materiale, divulgarea secretelor protejate de lege, incitarea la ură sau discriminare, incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnității sau reputației alte persoane, ofensă publică, denigrarea persoanei, denaturarea faptelor, utilizarea exprimării verbale, scrise sau non-verbale, care nu corespund normelor de conduită general acceptate într-o societate civilizată, inclusiv ale celor etice. Așa, cred că suntem gata să începem. Pentru început vă oferim la dispoziție un minut pentru o prezentare în calitate de candidat al circumscripției în care concurați. Poftim! Mulțumesc pentru invitație. E prima mea ocazie să apar public la o instituție media din Republica Moldova în această electorală. Dar nu candidez prima dată. Prima dată am candidat în 2014, tot independent, atunci puteam să candidăm pe circumscripția națională, atunci era alt fel de votare și puteam să participăm în dezbateri. Acum, iată, așa au modificat guvernanții legile, încât noi, candidații independenți, mai ales cei care nu concurăm aici în Chișinău sau care nu putem concura pe circumscripția națională, nu apărem aproape deloc în undă, în eter, la radio și la televizor. În schimb, apar ei cu idee de referendum inventat, o diversiune de care are nevoie guvernarea ca să nu se vorbească despre fără de legile comise de ea. Sau să vorbească numai reprezentanții partidelor, care și așa, mare parte dintre ele au fost, într-un fel sau altul, așa, la guvernare. Da, mulțumim. Deci a expirat timpul. Continuăm cu întrebările propriu-zise și la fiecare întrebare veți avea la dispoziție 2 minute pentru a răspunde. Așa, deci, în caz că veți deveni deputat în Parlament, ce viziune și ce plan aveți privind dezvoltarea economică a Republicii Moldova și cum le veți pune în practică? Poftim! Republica Moldova trebuie să se dezvolte conform economiei de piață și mai ales conform regulilor democratice, civilizate, europene. Se pare că la noi s-a declarat că am renunțat la comunism și că vrem democrație și economie de piață, dar o gașcă de mafioți cu nume de partid, democrat sau liberal sau pro-european, au pus gheara pe instituțiile statului și nu fac să funcționeze legile, structurile de stat și nu permit business-ului liber să se dezvolte. Eu cred că trebuie instituită supremația legii, trebuie obligate instituțiile să funcționeze conform regulamentelor și conform legilor și atunci o să avem și prosperitate economică, o să avem și grijă de persoanele cu nevoi speciale. Trebuie să funcționeze instituțiile, trebuie aplicate legile. Altfel, fără asta, nu o să avem nici drepturile omului respectate. Cum veți aplica legile și ce legi veți aplica în acest sens? De aplicarea legilor se ocupă alte instituții decât legislativul. Eu candidez pentru un loc în Parlament ca să facem legi funcționale sau, ca deputat, pot să cer demisie guvernului, formulând sau susținând moțiuni, pot să cer modificarea legilor cu amendamente, pot să inițiez chiar legi. Deci, ca deputat, voi dispune doar de un vot pe care pot să-l dau pro, contra sau să mă abțin. Mai avem și dreptul să sesizăm instituțiile statului, dar ele trebuie să funcționeze de la sine. Puterea legislativă nu trebuie să controleze puterea executivă sau puterea judecătorească. Acum se pare că nici măcar Parlamentul nu controlează totul asta, chiar dacă Parlamentul e condus de finul păpușarului. Se pare că un păpușar controlează toate instituțiile, inclusiv instituțiile de drept. Așa, dar dumneavoastră ca deputat în Parlament, oricum aveți o viziune asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova. Foarte scurt, pentru că mai avem doar puține secunde la acest subiect. Cum credeți că trebuie să se dezvolte Republica Moldova din punct de vedere economic? Eu cred că am putea să facem economii la bugetul public, reducând nu doar numărul deputaților și a miniștrilor, cum am început deja reforma actuală a guvernare, ci și a funcționarilor locali. Sunt o grămadă de angajați, nu în primăriile din sat, ci în primăriile de raioane. Avem mulțumim. 30 de raioane, e prea mult. Da, mulțumim, de ajuns. Bine, trecem la următoarea întrebare. Ce este necesar de realizat la nivel legislativ pentru a atrage investițiile străine în Republica Moldova? Legislația noastră trebuie să fie previzibilă, simplă, clară și să nu se schimbe. La noi s-au făcut atâtea amnistii în interesul celor de la guvernare, s-au făcut atâtea legi pentru o singură biserică, mănăstire, ca să importeze un microbuz, sau pentru o anumită categorie socială, ca să profite de o zi, două de reduceri fiscale, încât investitorii serioși nu vor să vină într-un astfel de paradis mafiot ca Republica Moldova. Deci trebuie legile noastre să fie previzibile și businessul să fie garantat. Altfel nu o să vină să investească nici moldovenii plecați peste hotare care au reușit să adune bani, nici străinii care au bani și ar vrea să investească aici, într-o țară în care forțele de muncă sunt ieftine. Relativ ieftine. Deci cum veți face posibil acest lucru? Prin ce legi sau cum veți acționa în acest sens? Ziceam, cu reducerea numărului birocraților la nivel local și o să avem economie la buget, să renunțăm la armata obligatorie ca să nu exploatăm oamenii ca pe niște sclavi fără remunerare. La chestiuni economice să pricepe mai bine guvernul și partidele care vin să guverneze. Eu mă duc să fiu unul contra tuturor și mai degrabă o să le pun lor astfel de întrebări și o să le cer socoteală decât să vin eu cu soluții, pentru că sunt candidat independent și voi fi deputat independent. Nu voi participa la guvernări, ci voi cere socoteală celor care își vor asuma guvernarea. Da, este o poziție desigur simplă de a cere doar socoteală, dar totuși va trebui cumva să contribuiți și la dezvoltarea Republicii Moldova într-un oarecare sens. Partidele care își vor asuma guvernarea trebuie să facă chestia asta. Problema e că acum nici opoziție nu avem în Parlament. Eu, cum am făcut în societatea civilă, activism, jurnalism, cinematografie curajoasă, la fel vreau și în Parlament să fiu un deputat neafiliat și care cere socoteală de fiecare dată când are ocazie, și cu vot și cu interpelări, guvernării socoteală de la tribuna Parlamentului. Că acum avem deputați care s-au lăsat vânduți, s-au lăsat cumpărați, s-au șantajat și nu zic nimic. Și așa că avem o masă mare de deputați, de aleși ai poporului, care doar iau bani din bugetul public și votează cum le cer interesele. Așa, da, mulțumim. Bine, deci trecem la următoarea întrebare, deoarece candidații în circumscripția numărul 50 la Vest de Republica Moldova, cum credeți, ce este de îmbunătățit în această circumscripție, ce nu merge bine și dumneavoastră credeți că puteți face să lucreze mai bine? Poftim! Mă tem că e o problemă felul cum s-a decis acum pe ultima sută de metri să nu le se permită cetățenilor să voteze peste hotare cu acte expirate, pașaport expirat sau cu buletinul de identitate, cel care certifică că tu ești cetățean moldovean și ai drept de vot. Deci asta mi se pare un mare abuz, că cetățenilor de peste hotare nu le se va permite să voteze astfel. Felul cum s-au deschis secții de votare peste hotare, într-un mod arbitrar, chiar dacă oamenii s-au înregistrat din timp, așa cum a cerut CECU, și s-a văzut că în multe localități sunt foarte mulți potențiali alegători, acolo nu s-au deschis secții de votare, s-au deschis în schimb în niște locuri unde probabil ei vor putea mai ușor să fraudeze alegerile. Și asta e foarte grav, asta descurajează oamenii, oamenii nu o să mai vrea să participe la alegeri și nu o să mai vrea să participe după aceea în viața politică a Republicii Moldova și e grav, fără oamenii cei mai activi, fără oamenii cei mai instruiți, fără oamenii cu mai multe fonduri, și economia, și viața socială, și viața politică a Republicii Moldova va avea de suferit. Așa, și ce propuneți să se facă în acest sens? Păi să se ia în considerație ideile oamenilor și când se fac forumurile diasporei, chiar să fie ascultați și așteptați și invitați oamenii care vin cu critici, nu doar cei care vin cu laude la adresa biroului de relații cu diaspora sau la adresa guvernării, să facă consultații mai des cu astfel de oameni, eventual să se adopte, să se accepte în guvern astfel de specialiști, să fie oamenii chemați de afară și pus să-și manifeste cunoștințele, abilitățile obținute peste hotare. Pentru că sunt foarte mulți specialiști de-ai noștri pe care îi vânează, poate chiar guverne. Cunosc oameni în Italia care lucrează la Senatul italian. De ce nu i-ar chema guvernul? Nu zic, așa. Unii propun să cheme străini să le asigure traducători, pe când noi avem oamenii noștri de acasă foarte buni plecați peste hotare, care ar putea să aducă o contribuție foarte bună și la economie și la dezvoltarea politică a Republicii Moldova. Așa. Bine, deci v-am rezervat 2 minute, dumneavoastră nu mai aveți ce spune la acest subiect. Ok, trecem la următoarea întrebare. În calitate de candidat al circumscripției uninumerale numărul 50, în ce mod, la nivel legislativ, veți contribui la îmbunătățirea situației sociale în acel sector? Se referă absolut la tot, sfera socială, infrastructură, educație, sănătate, etc. Repet, astea sunt preocupările guvernului, ale executivului, ale partidelor sau blocurilor care vor să-și asume guvernarea. Eu, ca deputat neafiliat, voi avea grijă ca să fie transparent procesul decizional, ca decizia de formare a guvernului tot așa să se facă deschis la vedere, să nu se partajeze pe criterii politice funcțiile care n-au voie să fie subordonate politic, cum s-a întâmplat în anii trecuți cu alianțele de integrare europeană, când chiar și funcția de procuror general sau șef al CNA sau de judecători să se partajeze politic, ceea ce e criminal, e ucigaș pentru democrație și pentru libertate. Și iată, avem dovadă că acum structurile de forță, structurile juridice sunt subordonate politic și deci ineficiente și distrug doar opozanții politici al celor care guvernează. Deci eu, ca politician și ca deputat neafiliat, voi consulta oamenii, voi organiza mese rotunde și voi vota în consecință de cauză. Deci conform conștiinței proprii, nu așa cum îmi spune liderul de formațiune sau de fracțiune, și cum cer oamenii pe care îi voi consulta imediat pe fiecare chestiune în care nu am o opinie a mea sau nu am destule date. Voi asigura transparența funcționării Parlamentului. Dacă nu vor permite, ca și până mai ieri, mass media să asiste la ședințele în plen, voi transmite live, că acum permite oricine, cu 2-3 telefoane din 2-3 locuri diferite să transmită în direct, și în felul ăsta societatea să știe ce se decide în Parlament, nu ca până acum să le dea mandat și odată în 4 ani să se supere și să încerce să-i schimbe. Când se poate în fiecare, la fiecare ședință, la fiecare ședință de comisie chiar, nu neapărat în plenul Parlamentului, oamenii să vină să protesteze sau să dea în judecată sau să sesizăm Curtea Constituțională. Iată, un deputat poate sesiza și CCU, cei ce nu are dreptul, un cetățean de rând. Așa, da. Deci dumneavoastră, practic, doriți să spuneți că veți fi vocea diasporei sau se are în vedere vocea tuturor moldovenilor? Diaspora înseamnă moldovenii care n-au mai putut răbda fără de legile, sărăcia și nedreptățile de aici și au plecat unde e lumea mai bună. Unii au plecat din nevoi economice, alții au plecat din nevoie de libertate. Acești oameni plecați nu sunt total diferiți de toată societatea. Sunt reprezentanți ai societății. La fel, eu vreau să-i reprezint pe acești reprezentanți mai activi și mai curajoși plecați peste hotare. Deci îi voi consulta pe cei mai buni, îi voi asculta pe cei care au vocea slabă și nu se aud în mass media comercială sau nici măcar la mass media de stat, pe care deputații până acum nu-i auzeau. Eu, fiind candidatul pe bicicletă, merg printre oameni, îi vad, le aud chiar și șoaptele, nu doar strigătele. Voi fi alături de ei și la proteste și în instanțele de judecată, ca și până acum. Așa. Dumneavoastră ați spus că în practic nu mai avem opoziție în Republica Moldova, deci dumneavoastră vă vedeți practic ca singura opoziție și veți fi de unul singur. Credeți că puteți schimba lucrurile în așa fel? Eu sper că alegerile din 24 februarie vor aduce mai mulți cetățeni, nu neapărat independenți, poate și de prin partidele care n-au fost până acum la guvernare, mai mulți cetățeni onești, curajoși, cu grijă pentru oamenii de rând. Deci sper să nu fiu chiar unul împotriva la 100, dar sunt pregătit să fac opoziție în continuare, pentru că și până acum profesiile mele de cineast, de jurnalist, de activist civic însemna opoziția oricărei puteri. Acum o să fiu un politician, un deputat în opoziție activă, cu acces la tribună, cu acces la dreptul de vot, cu acces la celelalte instrumente de care dispune un deputat. Așa, apropo, ați spus de mersul pe bicicletă, deci noi știm foarte bine că nu avem un oraș foarte ecologic. Dumneavoastră susțineți ideea ecologică a dezvoltării orașului și ce trebuie de implementat în acest sens? Păi ar trebui un cadru normativ care cumva să oblige și guvernul și primăriile să construiască și parcări supravegheate, protejate pentru biciclete și altă infrastructură, piste pe marginea drumurilor între orașe, să fie tot un spațiu suficient să pot merge oamenii cu bicicletele. Și asta ar aduce nu doar ecologie, ci ar aduce și o sănătate a populației, ar fi oamenii mai sănătoși. Da. Deja, practic, ne apropiem de finalul emisiunii. Vă rugăm la sfârșit să vă adresați ascultătorilor și celor care vă vor vota cu un mesaj de încheiere în decurs de un minut. Poftim! Presupun că Aquarelle FM e ascultat mai mult în Republica Moldova, chiar dacă e disponibil și pe internet. Totuși, cei care mă ascultă acum, dacă au auzit de Oleg Brega, dacă știu ce am făcut eu până acum pe internet, pe Curaj TV sau la radio, la televizor, când am fost în ONG-uri, dacă știți despre mine și că vreau să candidez, anunțați-i pe ai voștri care sunt plecați peste hotare că, iată, acest cetățean candidează și de data asta. Chiar dacă nu apare la televizor și la radio, decât foarte rar, el este de găsit pe internet și vrea să candideze din partea diasporei. Pot fi votat peste hotarele Republicii Moldova, dincolo de Prut, până la Oceanul Atlantic, în toate țările Uniunii Europene și în spațiul Schengen. Deci vorbiți cu cei plecați peste hotare să-și pregătească pașaportul moldovenesc valabil, să identifice o secție de votare în apropierea lor și pe 24 februarie să meargă să aleagă pe buletinul MOV candidatul independent Oleg Brega. Așa, da. Mulțumim pentru prezență în studioul nostru. Dragi ascultători, vă reamintim că ceilalți candidați invitați la această oră din circumscripția uninominală numărul 50 nu s-au prezentat și nu vor putea recupera timpii de antenă conform legislației în vigoare. O zi bună! Mulțumesc! ...17 minute am vorbit. Stop, și asta... Era bine dacă mă anunțați când, cum expiră timpul, că acela-i timerul. Eu am fost cam derutat și hop, brusc mă opreați la jumătate de gând. Dacă aș fi știut când se termină timpul, vorbeam cumva mai coerent. Fază că eu am crezut că dumneavoastră ați observat timerul. N-am observat, mă uitam că apăsați butonul.